În încercarea de a face pe plac atât jucătorilor profesioniști cât și a celor ocazionali, producătorul spaniol Ozon a scos pe piață o nouă linie de periferice de gaming construite în colaborare cu echipe mari din eSports. Salut! Eu sunt Madalin, iar în acest video review vă prezint Ozon Echo H80, o pereche de căști cu sistem surround 7.1 și iluminare RGB, ce oferă un confort neașteptat de ridicat. Designul lui H80 este cât se poate de simplu, întreaga suprafață exterioară fiind de culoare neagră mată. Cupele, la fel ca și sistemul de prindere al acestora de bentiță, sunt confecționate din material plastic ușor cauciucat, care din păcate atrage praful și amprentele. Bentița overhead, în schimb, este învelită într-un material foarte fin ce imită pielea, iar în zona de contact cu capul sunt dispuse 3 pernițe ce oferă un plus de confort. Asemenea pernițelor, și interiorul cupelor este extrem de confortabil, fiind realizat din același material moale. Căștile se pot extinde pentru a se potrivi cu cerințele oricărui utilizator, însă noi nu am folosit această opțiune, dimensiunile acestui model fiind generoase chiar și în poziția lor inițială. Aceste căști sunt capabile să redea sunet pozițional virtual 7.1, ideal pentru jocuri tip FPS, unde chiar și cel mai mic detaliu este important. De acest lucru se ocupă cele două difuzoare de 53 mm, ce oferă sunet într-o gamă de frecvențe cuprinsă între 10 și 20.000 de Hz, adică mai mult decât intervalul perceput de urechea umană. Microfonul este unidirecțional și are o frecvență de răspuns cuprinsă între 50 de Hz și 20 de kHz. Sunetul oferit de acesta este destul de bun și clar, cu foarte puțin zgomot din jur, fiind ideal pentru streaming sau comunicare in-game cu alți jucători. Acesta este ascuns în interiorul cupei stângi, putând fi scos pentru a oferi un sunet mai bun. Atâta timp cât microfonul este activ, o lumină de culoare roșie va fi prezentă în jurul acestuia. Cablul căștilor H80 are o lungime de 2 metri, iar pe acesta găsim un controller iluminat ce dispune de 4 butoane, dintre care 2 pentru volum, iar celelalte 2 pentru oprirea sunetului sau a microfonului. Conectarea căștilor la PC se face prin USB, ceea ce înseamnă că această pereche de căști oferă un sunet superior față de clasicul jack de 3,5 mm, însă un mare dezavantaj este compatibilitatea cu alte platforme precum telefoane, tablete sau console de jocuri. Softul de personalizare al căștilor se poate găsi pe site-ul celor de la Ozon. Acesta are o interfață destul de simplă, dar cu foarte multe setări pentru a configura sunetul după bunul plac. Dintre cele mai importante caracteristici amintim egalizatorul ce dispune de câteva profiluri în funcție de genul jocului, reglarea sunetului surround, accentuarea vocilor sau ajustarea basului. Spectra, așa cum numesc cei de la Ozon iluminarea RGB cu 16,8 milioane de culori, se ajustează tot din soft. Astfel, logo-ul Ozon dispus pe controller și cele două cupe ale căștilor pot fi iluminate în 4 efecte: Constant, Breathe, Spectrum Cycle și Sound Reactive, ultimul dintre ele reacționând la sunetul sau melodia redată din căști. În concluzie, căștile Echo H80 de la Ozon sunt ideale pentru sesiunile lungi de gaming, fiind extrem de confortabile, iar cu setările potrivite, sunetul redat este de-a dreptul impresionant. Acest model poate fi găsit pe site-ul PC Garage, acces în linkul din descriere acestui clip.